Salut, e sâmbătă seara, e ora 18, suntem pe Hunedoara TV și bineînțeles la HD Party. HD Party de săptămâna aceasta o să alerge puțin la Festivalul Virșilor, unde am fost și urmează să vedeți un material cum peste 300 de tineri și mai puțin tineri, dar care au condiție fizică, au alergat peste 30 de kilometri. Am înțeles că între Deva și Hunedoara, eu n-am fost, dar au fost colegii mei și merită să vedeți un material filmat la Festivalul Virșilor, unde tot evenimentul și toată petrecerea s-a încheiat cu un mega concert Mihai Mărgineanu. Trebuie să-i vedem. Să-i derupe și să-i devaie și să-i devaie ca te-ai.
Nu, dar am transpirat.
A trebuit să cântăm un cântec de dragoste, numai că nu știm. Acum există două tipuri de artiști în România. Artiștii și artiștii proști care zic bună seara, Deva! Analescu, acum vreo câțiva ani de zile, eram la Deva și i-a întrebat, unde sunt? I-a zis, la Ploiești. I-a zis, bună seara, Ploiești. Nu zic ce a zis unul din față. Of, Doamne. Următorul cântecel, nu știu cum se numește. Zic un cântec. Se numește Un țigan venea săracul, pentru că Nicu vine de foarte departe și el este singurul țigan al trupului. Tot săptămâna trecută, la o locație frumoasă din Deva, la Old House, mai exact, Pragul de Sus și-a lansat un nou album. Pragul de Sus a împlinit, sau împlinește anul ăsta, 10 ani, iar au făcut un mega spectacol
cu cei care au fost alături de ei la lansarea noului album. A fost o mega petrecere pe care trebuie să o vedeți și să nu uitați să căutați Pragul de Sus, să căutați CD-uri, să căutați pe net, să căutați și HD Party, pentru că urmează să vă dăm imagini de la Pragul de Sus. Continuăm cu piesele de pe discul nou.
L-avem alături de noi pe Călin Burcean, pragul de sus, toată trupa, da? Bună seara și cu ce ocazie la Deva? Seara bună tuturor, cu o ocazie foarte importantă pentru noi, e al treilea disc al pragului de sus pe care îl lansăm în această seară la All House. Suntem în formulă completă cu echipa de aur, așa, a pragului de sus. Și ne bucură să avem prilejul de a cânta piesele noastre la cei de acasă, pentru că eu sunt devean și asta e un lucru important pentru mine. Îmi pare bine că cei de la Pragul de Sus au ales să lanseze cel al treilea album, Blocaj în Verde. Oricum, vis-a-vis de mișcarea live din Deva, la noi este o tradiție ca la sfârșit de săptămână să aibă loc tot felul de evenimente live. Sprijinim acest curent, apreciem oamenii care chiar dau un instrument în momentul în care cântă, nu mimează, și eu personal încurajez foarte mult acest mod de
de exprimare artistică și cu siguranță toți artiștii care vor vrea la noi pe terasă să-și exprime, eu știu, punctul de vedere vis-a-vis de ceea ce au de spus din punct de vedere artistic, sunt așteptați cu drag. Suntem Pragul de Sus și urmăriți HD Party! Cei mai mici, adică nu chiar așa mici, pentru că sunt la școală generală și sunt până în 18 ani, au fost invitați la o competiție pe biciclete și au adus aminte cu drag și părinților care au fost acolo cum concurau ei pe biciclete în diferite jaloane. E bine, a fost omenajat un spațiu în centrul Devei care a inclus un traseu destul de bun, să zicem așa, pentru că a fost și greu. Bun și greu în același timp, iar tinerii, copiii, cei care au venit cu bicicletele, au participat la o competiție cu și despre biciclete. Acest concurs de educație rutieră și îndemânare pe bicicletă se numește Cupa DHS și este cel mai mare concurs de profil din țară. Astăzi la Deva se desfășoară etapa județeană acestui concurs național, concurs organizat de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Federația Română Sportul pentru Toți și Clubul Sportiv Silver Fox din Deva. Partenerii acestui concurs este Primăria Municipiului Deva, Consiliul Județean Hunedoara, filiala de Cruce Roșie Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Aici la Deva avem peste 100 de participanți și prin această acțiune încercăm să mobilizăm tineretul și nu numai să facă mișcare pe bicicletă și să iubească mersul pe bicicletă. Concurs constă în două probe, o probă de teorie în care trebuie să completeze un chestionar cu întrebări despre educație rutieră, cum se circulă pe drumurile publice și modele de bicicletă și partea de îndemânare care se dovedește în parcurgerea acestui poligon care îl avem în spatele meu. Puțin greu, dar m-am obișnuit cu el. Deci, n-a fost nici greu, nici ușor. A fost bun. Asta a fost cel mai tare lucru care mi s-a întâmplat. Pentru prima dată am participat la un concurs cu biciclete. M-am mai dat cu bicicleta, m-am mai antrenat câteodată cu prietenii. Și mi-a plăcut să ajung la linia de finish. Îmi place cu bicicleta, tot timpul m-am dat de mic. Probele sunt foarte ușoare.
Prichindeii învață să înoate la Aqualand, bineînțeles. E bine, Aqualand-ul a găzduit și o competiție pentru prichindei de înot. Trebuie să vedem, pentru că sunt imagini foarte wow cu prichindeii care înoată și părinții care îi susțin și a fost o adevărată sărbătoare în Aqualand, competiția de înot pentru prichindei. One, two, three. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub. Thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, I put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And then a splish, splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splash. Reeling with the feeling, moving and a grooving, rolling and a strolling, yeah! Well, big bang, I saw the whole gang dancing on my front room rug. Yeah, the flip-a-flop, they was doing the bop. All the teens had the dancing bug. Lollipop with a peg shoe. Good golly, Miss Molly was there even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a splashing and a splash. Reeling with the feeling, moving and a grooving, rolling and a strolling. E a treia ediție a acestui concurs făcut de către Aqualand în colaborare cu antrenorii de not. În acest an au participat aproximativ 100 de competitori, aș putea să vă spun. Ceea ce ne bucură este faptul că de la an la an tot mai mulți copii se înscriu. Ăsta este un motiv de bucurie și îmi doresc ca în fiecare an numărul celor care participă la acest concurs să fie tot mai mare. Și de ce nu? Așa cum spuneam în deschiderea acestui concurs, îmi doresc ca peste 10-15 ani unul dintre acești copii să ne reprezinte la campionate europene, mondiale și de ce nu la Olimpiadă. Foarte frumos, cu toate că n-am câștigat niciun premiu, a fost frumos. Contează să particip. Mi-a plăcut foarte mult și a fost foarte frumos. Ai luat vreun loc? Locul 1. Da. Și cum a fost? A fost greu? Nu, a fost chiar ușor. Se organizează a treia ediție pe care o facem. Scopul să atragem copiii la bazin, să practice notul de performanță, să învețe să noate, să aibă disciplină în sport. Cu ocazia Zilei Copilului organizăm în fiecare an concursul. Copii au participat anul acesta? Sunt 100 de copii care au participat. În fiecare an se păstrează numărul copiilor. Profesorii de sport de la liceu din Călean au organizat un flash mob. Un flash mob pentru promovarea persoanelor cu dizabilități. Pentru că printre elevi sunt și persoane cu dizabilități. Printre cei care au practicat sportul sunt și persoane cu dizabilități, iar această acțiune a fost o uniformizare a lor, a tinerilor cu dizabilități și a celorlalți care i-au susținut și toți au fost bucuroși să participe la acest flash mob. Essa cantaria, essa temporada. Quero ver te conhecer na madrugada dançar.
Acest flash mob, de ce l-ați organizat? E pentru cei cu dezabilități să simtă și ei că sunt la fel ca noi, niște copii normali care au dreptul să se distreze și ei, să se simtă bine. Cu ce scop acest flash mob? Că reprezintă clasa mea și școala și că îmi place foarte mult dansul. Hai că la anul! Îți place să dansezi? Foarte mult! De ce acest flash mob? Am o idee mai veche pe care mi-a transmis-o cineva, involuntar, și am considerat că e absolut firesc pentru ceea ce se întâmplă cu copiii de la școlile speciale să fie băgați în seamă, să fie tratați așa cum le-i locul până la urmă. Ideea a fost de integrare, de adaptare și de socializare a lor în școala de masă, în rândul copiilor de la liceu și de la școala generală. Înainte să închei, trebuie să vă readuc aminte de pagina noastră de Facebook. Pagina noastră de Facebook care are foarte multe recomandări. Recomandări de petrecere pentru weekendul ăsta. Weekendul ăsta o să fie wow din cauza că îngerii prieteniei, cum își spun parapantiștii din clubul de profil de la Simeria, organizează un festival. Un festival de zbor cu parapanta. El se desfășoară la Uroi, lângă Simeria, iar voi puteți să mergeți de vineri, adică de ieri, până mâine, duminică. Acum seara cred că sunt focuri de tabără și petreceri la chitară, dar până mâine puteți să vă organizați și să mergeți să zburați cu parapanta sau să vedeți Temerarii Zborului cu parapanta, pentru că e un eveniment unde noi o să fim și trebuie promovat. Pagina noastră de Facebook găzduiește evenimente, postate și de voi, postate și de noi, promovăm tot ce înseamnă petrecere și, bineînțeles, timp liber, unde ne putem petrece. E bine, mai avem 3 evenimente mari și late care sunt pe pagina noastră de Facebook. E vorba de Tarabostes. Tarabostes găzduiește un mega spectacol cu DJ Sava și Mișa, unde Tenerife este la ea acasă, adică piesa Tenerife o să fie live cântată în Tarabostes. Avem o mega petrecere Big FM în Jones, unde Alex R, DJ-ul, o să facă o mega petrecere. Și bineînțeles Gold Club din Hunedoara, unde fac o petrecere de vară. Până săptămâna viitoare, eu vă doresc multe petreceri și să nu uitați de pagina noastră de Facebook, canalul nostru de YouTube și tot ceea ce ține de HD Party. Vă salut!